Salutare, prieteni! Eu sunt Alberto, iar azi avem pe Fotbal Top un nou vlog dedicat pariurilor. Pentru a afla primul tot ce postăm, lasă-ne un like pe Facebook, dă-ne un follow pe Instagram și abonează-te de la canalul nostru de YouTube. Pentru primul pariu de sâmbătă mergem în Bundesliga la confruntarea dintre Freiburg și Hoffenheim. În ultimele 11 confruntări directe din campionat, Freiburg și Hoffenheim au reușit de fiecare dată să marcheze, așa că păstrăm tradiția și acum. Cota pentru GG este de doar 1.50, semn că și casele de pariuri au mare încredere în acest pont. Pentru al doilea pariu de sâmbătă mergem în Italia la derbiul dintre AC Milan și Napoli. Diavolii l-au pierdut pe Higuain, dar l-au transferat de urgență pe golgheterul Piatek pentru a obține calificarea în grupele Ligii Campionilor. Milan a mai câștigat acasă cu Napoli din 2014, iar întâlnirea de azi se anunță una extrem de complicată. Noi mizăm pe o partidă în care ambele echipe vor reuși să marcheze, iar cota pentru GG este de 1.80. Biletul zilei de sâmbătă este format din 4 partide și ne aduce o cotă excelentă. Mai mult, dacă intrați pe canalul nostru de YouTube, puteți găsi alte 10 ponturi numai bune de jucat. Cam atât, prieteni, pentru azi. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să dai un like și să share-uiești clipul pe pagina ta. Mai mult, abonează-te și pe canalul nostru de YouTube, bifează clopoțelul pentru a primi primul notificare atunci când postăm materiale noi.